Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Un teribil accident de muncă s-a produs în Gura Humorului. Bun găsit tuturor, sunt Narcisa Marian, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. La un an de la inaugurare a început să plouă în grădinița Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava. USV nu renunță la lucrările de licență după modelul altor universități din țară și vizitatorii de toate vârstele sunt așteptați la târgul de toamnă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Lucrătorii poliției și cei ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii unui teribil accident de muncă. Atenție, urmează informații cu impact emoțional. Doi bărbați în vârstă de 42 și 27 de ani au căzut în gol de la înălțime, în timp ce turnau o șapă de ciment la ultimul nivel al unui bloc aflat în construcție în Gura Humorului. Din primele cercetări făcute la fața locului, reiese că brațul echipamentului de turnare s-a defectat, moment în care un furtun de alimentare i-a lovit pe cei doi și i-a împins în gol. Bărbatul de 42 de ani a decedat pe loc, iar colegul său a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Suceava cu răni grave. Mihai Deliu, președintele de onoare al patronatelor întreprinderilor mici și mijlocii din județul Suceava, a plecat la ceruri vineri pe 20 septembrie la vârsta de 92 de ani. Fondator al primei organizații patronale IMM din Suceava, înființată pe 30 septembrie 1994, Deliu a continuat să dezvolte și alte organizații teritoriale ale IMM-urilor din județ. A fost un militant activ pentru drepturile antreprenorilor suceveni, contribuind la numeroase proiecte care au susținut mediul de afaceri atât la nivel local cât și național. Președintele patronatelor IMM din Suceava, Liliana Gheorghicese, a transmis un mesaj emoționant. Domnul Mihai Deliu a fost mentorul și îndrumătorul nostru timp de 30 de ani. Îi vom purta veșnică amintire, recunoștință și respect. Dumnezeu să-l primească în împărăția sa și să-l odihnească în pace. Mihai Deliu a lăsat în urmă o moștenire importantă în mediul antreprenorial, fiind un exemplu de dedicare și implicare. Activitatea sa patronală a sprijinit antreprenorii suceveni și mișcarea patronală regională și națională. În 2022 a fost onorat în cadrul Galei Oamenilor de Afaceri din Suceava pentru contribuțiile sale remarcabile. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. La un an de la inaugurare a început să plouă în grădinița Colegiului Național Mihai Eminescu. Apa care s-a infiltrat prin tavan a afectat parțial instalația electrică. Conducerea unității de învățământ a refuzat să comenteze situația. Deocamdată, activitatea grădiniței nu a fost perturbată. A fost bucurie mare în rândurile profesorilor, copiilor și părinților în ziua inaugurării grădiniței de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, mai ales că proiectul de modernizare, demarat cu peste un deceniu în urmă, a fost abandonat o lungă perioadă de timp. La un an de la inaugurare, prin tavanul clădirii s-au produs infiltrații de apă. După cea mai recentă ploaie, angajații grădiniței au fost nevoiți să folosească găleți pentru a aduna apa care se scurgea prin tavan, mai ales în zona geamurilor de la mansardă, acolo unde se află grupurile sanitare, vestiarele și sala de mese. Din cauza infiltrațiilor, instalația electrică a fost parțial afectată. Uite cum plicul, dar să uite vezi? Uite vezi un plicul ăla? Uite, înăuntru. Uite, pic, pic. Bun, să vezi acum. Între timp, apa s-a uscat, dar petele pe care le-a lăsat pe pereți au rămas. Directoarea colegiului, Silvia Nuțu, a refuzat să comenteze situația. Deocamdată, activitatea grădiniței nu a fost perturbată. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava nu va elimina lucrările de licență după modelul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cel al Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Invitat la emisiunea Carte de Identitate realizată de jurnalista Oana Șlemco, rectorul Mihai Dimian a explicat în detaliu de ce a adoptat această decizie. Interviul integral va fi difuzat sâmbătă pe 28 septembrie. Există acum o discuție în spațiul public referitoare la eliminarea licențelor ca formă de evaluare finală. Știți că a pornit discuția aceasta de la Cluj, de la Universitatea de Drept, care a renunțat la licențe. Se va întâmpla la fel? Dumneavoastră considerați că
Veți ajunge în punctul drept acesta? A renunțat la licență la Babeș-Bolyai din Cluj, înainte renunțase Universitatea București. Acum înțeleg că au existat niște discuții și la Sibiu și Craiova și probabil că vor aplica și acest lucru. Pe de o parte, există o anumită justificare, repet, la drept, ei spun că ulterior vor avea teste grilă la admiterea în magistratură și că nu e atât de important. Însă, impresia noastră nu este că ei o fac pentru că vor să scape de toate aceste discuții privind plagiatul și mai departe. Atunci, nu-i prea bine dacă o facem din acest motiv. Adică un absolvent de facultate trebuie să știe să elaboreze un anumit text, da, o anumită lucrare, respectând toate aceste drepturi de proprietate intelectuală. Că pentru acest lucru a trebuit să o iei din anul întâi și să lucrezi cu studenții la eseuri, să le explici ce pot să facă, cum pot să facă și un efort care la lucrarea de licență doar se pune cumva în valoare. Asta e o discuție pe care și ea trebuie să o aibă. Adică această abordare a educației cred că este necesară. Și n-aș vrea să renunțe la lucrarea de licență doar pentru că nu vor de fapt să depună acest efort suplimentat în formarea și pregătirea studenților pentru o astfel de abordare a lucrărilor. Deci nu renunțați, cel puțin nu acum. Nu ne-am propus să renunțăm, da? Dar, repet, dacă este nevoie de o îmbunătățire a pregătirii lor pentru a nu se expune la final la tot felul de, posibile acuze, asta ar trebui să o facem. Palatul administrativ din Suceava a fost echipat cu panouri solare care vor furniza 20% din necesarul de energie pentru cele două instituții pe care le va găzdui. De asemenea, clădirea istorică a fost dotată cu pompe moderne care asigură confortul termic pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Șeful administrației județene a explicat că pereții bătrânului edificiu nu vor mai fi sluțiți de aparatele de aer condiționat care erau montate pe exteriorul clădirii. Palatul administrativ din Suceava a fost refăcut în proporție de 70% după incendiul care a mistuit clădirea în luna martie a anului 2021. Muncitorii firmei constructoare au lucrat toată vara pe partea exterioară a clădirii și la acoperiș. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că edificiul a fost dotat cu panouri solare. Aici se vede mansarda, deci peste 2100 de metri pătrați acoperită cu țiglă ceramică. În spatele meu se văd panouri fotovoltaice. Aceste panouri asigură o putere instalată de circa 50 de kW, undeva peste 20% din consumul care este la clădirea Palatului Administrativ este acoperit de panourile fotovoltaice. Clădirea Palatului Administrativ a mai fost dotată cu sisteme moderne de asigurare a confortului termic. Avem aici pompele speciale pentru aerul condiționat care ies undeva pe o terasă tehnică. S-a lucrat intens în această vară la acoperiș cu suport metalic. S-au refăcut, după cum se văd, toate coșurile de fum, ținându-se seama de arhitectura veche și e foarte important. Sunt peste 9000 de metri pătrați de tencuieli, sunt peste 2000 de metri pătrați de binale, adică uși și geamuri. Am văzut că în mare parte dintre ele sunt aduse. Se pregătesc să se retragă spre interior. Vara a fost cald și le-a permis să lucreze în afară. Lucrările de refacere a clădirii vor fi terminate la sfârșitul anului viitor. După finalizarea acestora, în edificiu vor reveni angajații Consiliului Județean și cei ai Prefecturii Suceava. Performanțele slabe ale producătorilor auto și scăderea cererii pentru vehicule electrice au condus la o contracție semnificativă a pieței auto europene în august 2024. Tendința descendentă, accentuată în special în segmentul vehiculelor electrice, indică o încetinire a tranziției către mobilitatea electrică și pune sub semnul întrebării atingerea obiectivelor climatice. Piața auto europeană a înregistrat o scădere semnificativă a înmatriculărilor în luna august 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Această tendință de descreștere a fost influențată în special de scăderea vânzărilor de vehicule electrice și de performanțele slabe a unor producători auto. Tendința descendentă a vânzărilor de autoturisme noi în Europa continuă cu accentuarea declinului segmentului vehicule electrice. Această situație pune sub semnul întrebării atingerea obiectivelor de decarbonizare a sectorului transporturilor.
Datele publicate de Organizația Europeană a Producătorilor Auto arată o contradicție semnificativă a pieței auto europene în august 2024, cu o scădere de 18,3% a înmatriculărilor față de aceeași perioadă anului trecut. Scăderea vânzărilor de vehicule electrice, în special în Germania și Franța, a fost un factor determinant al acestei evoluții. Scăderea producției de autoturisme va avea cu siguranță un impact asupra furnizorilor de componente auto. Stimulentele fiscale și alte măsuri de susținere a pieței auto pot influența semnificativ evoluția vânzărilor. Tensiunile geopolitice și crizele economice globale pot afecta negativ cererea de autoturisme. Gala caritabilă Oameni pentru Oameni, organizată de Asociația Trup, Minte și Suflet, s-a desfășurat joi la Suceava, având drept scop atragerea atenției asupra problemelor tot mai frecvente care afectează tinerii din județul Suceava. Evenimentul a reunit personalități marcante și campioni suceveni care au împărtășit poveștile lor și au susținut eforturile asociației de a sprijini comunitatea locală. Organizată sub coordonarea președintelui asociației, Irina Anda Bodnariu, psihoterapeut și psiholog sportiv, gala a avut două obiective majore. Sensibilizarea publicului cu privire la provocările sociale, precum consumul de substanțe, abandonul școlar și dependența de jocuri de noroc și strângerea de fonduri pentru continuarea construcției unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități din Câmpul Moldovenesc. Calibru sunt ei și sunt atât de familiari și atât de prietenoși încât uităm câteodată că ei sunt la acel nivel și îi apreciem. Scoatem în față aceste modele, dăm un exemplu tinerilor, părinților, învățăm și noi de la ei că e totuși un drum în care au dat dovadă de foarte multe abilități și ne bucurăm de seara frumoasă împreună. Evenimentul a fost susținut de campioni renumiți, printre care Sergiu Bejan, Ancuța Bodnar, Ionela și Marius Cosmiuc, Ciprian Tudosă, Maria Olaru și Dorin Goian, care au răspuns cu entuziasm invitației de a participa. Gala a oferit participanților ocazia de a asculta poveștile lor inspiraționale, subliniind impactul pozitiv pe care sportul îl poate avea asupra vieții tinerilor. Fondurile strânse în cadrul galei, aproximativ 143 de milioane de lei, vor sprijini asociația Framăt de Speranță, condusă de Anca Crăciun, asociație care dorește să finalizeze centrul de recuperare Sfântul Nectarie din Câmpul Moldovenesc. Este ridicat și acoperit, acum este nevoie de bani pentru a putea fi finalizat și dotat. Pofticioșii de toate vârstele sunt așteptați în acest weekend pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, unde are loc târgul de toamnă produs în Bucovina. Evenimentul a adunat zeci de meșteri populari și producători locali din județul Suceava. De pe tarabele acestora nu lipsesc preparatele din carne, cașcavalul cu nucă, delicioasele plăcinte cu mere sau poale în brâu, dar nici fructele. Producătorii sunt pregătiți să îi ajute pe vizitatori să aleagă produsele potrivite pentru gustul sau afecțiunile care îi macină. Târgul de toamnă produs în Bucovina și-a deschis porțile în după amiaza zilei de vineri pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. La fel ca în anii anteriori, gospodarii Sucevei au adus la târg bucate alese, de la preparate din carne și lactate până la dulciuri dichisite și fructe pentru toate gusturile. Dacă mie îmi plac merele dulci, care este soiul pe care ar trebui să-l cumpăr? Deci, merele dulci ar trebui să cumpărați un fel de mere care nu țin mult, dar sunt foarte dulci, foarte buni pentru copii, se numesc Gala. Deci, cine vrea să cumpere mere pentru copii, în special până la 7-8 ani, să cumpere Gala. Cât costă kilogramul? 4 lei. 4 lei. Dar dacă, nu știu, ferească Dumnezeu, sufăr de diabet? Dacă suferiți de diabet, avem un soi de mere care se cheamă Ranet, la un prețul de 5 lei, sunt foarte bune, nu sunt chiar atât de stropite, că acum fără stropire, deci trebuie să înțelege că nu se poate face producție și sunt foarte bune pentru diabet. Și mai avem tot așa pentru diabet un Idaredo, care tot la 5 lei, tot așa acrișoare, țin foarte mult, țin până în primăvară încolo, aproape de Sfintele Paști. Și mai avem Ionotanu, care tot așa nu țin chiar atât de mult, până la Crăciun. Și cam astea sunt. Dar dacă mie îmi plac merele făinoase,
care este soiul? Mierele făinoase, luați un golden. Un golden, că sunt între acrișor și dulce. Sunt și astea foarte mult. Un an mai slab din cauza lipsei de precipitații. Cam 80% din mere merg la suc și 20% merg la vânzare. Uitați, suc de mere avem aici, făcut și cu sfeclă roșie și simplu. Și o să mai facem și cu morcov. Vă așteptăm la târg, și la târgul de iarnă, și la târgul de toamnă, să veniți ceva mai naturale. Ați menținut prețurile de anul trecut sau ați mai pus ceva? Foarte puțin, da, cât 10%. Diferență. Anul trecut erau 3, anul ăsta 4. Cum dați kilogramul de prune, kilogramul de mere? Prunile la 6 lei și merele la 4 lei. Și sucul? Văd că aveți și suc de mere. Sucul sunt merele mai mici, care nu le putem vinde pe piață și atunci noi le procesăm în suc. Chiar dacă prețurile sunt ceva mai piperate față de anul trecut, târgul nu duce lipsă de vizitatori. Ba chiar la unii dintre producători s-au format și cozi. Ați vizitat târgul? Am vizitat. Acum dimineață, la prima oră, să nu fie prea aglomerat. Și am servit ce mi-a plăcut. Și cam ce v-a plăcut? Un pahar de must proaspăt. Și prețurile cum vi s-au părut? Bune. Accesibil și la țuică și la toate, e accesibil. Ați apucat să vizitați târgul? Doar l-am vizitat să văd despre ce e vorba și acum am întors să și cumpăr. Ce impresie v-a făcut? Pe undeva cred că doamna Adriana dimineața avea dreptate, cam aceleași lucruri. Ceva mai mult văd aici în sectorul de mere. A apărut domnul, să nu dau nume, a apărut un producător important de mezeluri în capăt acolo, care n-a mai fost anul acesta și în rest e ok. Zic eu că lumea poate să-și găsească cam tot ce-i trebuie pentru toamnă cu o mică condiție să aibă și bănișori. Cum vi se par prețurile? Prețurile mi se par normale, să spun așa, pentru târg. Pentru că știm, la târguri prețurile sunt un pic mai mărișoare. Evenimentul la care participă 10 de producători locali și meșteri populari se va încheia duminică 22 septembrie. Târgul este organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și asociațiile Produs în Bucovina și Gustă din Bucovina. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avramă. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine v-am regăsit. Începem comentariul zilei cu o veste tristă. S-a stins din viață Mihai Deliu, cel care a fost fondatorul organizației IMM-urilor din Suceava. L-am cunoscut și eu, Dumnezeu să-l ierte, l-ai cunoscut și tu. Da, Dumnezeu să-l odihnească, 92 de ani, o vârstă frumoasă, chiar foarte frumoasă, condoleanțe familiei. Domnul Deliu, un om foarte dedicat, serios așa, un om meticulos. Țin minte de când a început asta cu IMM-urile, la debutul anilor 90, cred că ne-am cunoscut, 91-92, atunci când apăreau primele firme. Domnul Deliu tot cu mapa după el și bătea pe la firme, mergea, făcea toată ziua treabă, organiza tot felul de evenimente, venea pe la presă, pe la redacții, lăsa tot felul de invitații. Un om foarte discret. Cred că ultima oară m-am întâlnit cu dumnealui acum câteva luni, nu mai știu exact, mi-a arătat niște desene făcute de o nepoată a domniei sale și era foarte mândru și erau chiar reușite. Și de atunci nu m-am mai întâlnit cu domnia sa. L-am văzut, cred, la un eveniment organizat de doamna Gărgicesei, cred că anul trecut, da, atunci, și ți-a zis, pe stradă ne-am întâlnit. Un om, ți-a zis, foarte, cred că nimeni nu are de spus vreo vorbă urâtă despre domnia sa. Dumnezeu să-l odihnească, dar a trăit ani frumoși, cum se spune, 92. Și s-a adaptat foarte frumos. Mi-aduc aminte că atunci când am plinit 90 de ani, m-am întâlnit cu el întâmplător la sediul IMM-urilor din Suceava și mi-a explicat că el are cont de Facebook pe care îl folosea, îmi și comentase că de aici a pornit discuția pe Facebook, avea un smartphone pe care îl folosea, era chiar foarte la curent cu partea sa tehnologică. Astăzi am aflat că avea 92 de ani. Am crezut că are mai puțin. Da. Am crezut că are 81, 82. Serios.
Da, spunem din nou, Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l ierte. Trecem acum la un alt subiect. Plouă în grădinița de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava. Este vorba despre o grădiniță care a fost inaugurată anul trecut, sau mai bine spus a fost dată în folosință anul trecut. A fost reabilitată pe parcursul, cred că a vreo 15 ani, dacă nu chiar mai bine, pentru că terminasem eu Colegiul Național Mihai Eminescu, acolo am făcut liceul. În 2004 eu am terminat liceul și mi-aduc aminte că se lucra la grădinița atunci. Nu, nu, după aia, cred că se lucra altceva, poate că au vreo comoară în timpul lui Ștefan, era altceva. Da. Mai încolo, dar lucrările au fost abandonate o vreme îndelungate. Mie îmi pare rău de ce se întâmplă, de ce eu consider că această grădiniță este una, poate cea mai frumoasă din județul nostru. Are un aspect exterior deosebit. Eu de afară am văzut-o, că mai trec pe acolo. Și noaptea este foarte frumos luminată, eu mergând la întuneric dimineața. Văd, are o mergând pentru întuneric spre sediul, da? Stai puțin să explicăm, spre sediul radioului, da? Unde dimineața, la, poate nu știu toți oamenii care se uită la noi. Da. Și chiar e foarte frumoasă și am văzut fotografii și din interior și este păcat de atâția bani cât s-au băgat acolo și de faptul că iată acum plouă, adică dacă tot faci o lucrare, dar știi cum e, e greu și cu meseriașii de găsit și firmele cred că aleg cele mai ieftine soluții. Acolo s-a întins și foarte mult și cred că firma care până la urmă s-a angajat să continue lucrările mai avea, adică ar fi câștigat foarte puțin și, știi, și cred că au luat și cred că a avut soluțiile mai ieftine și hai să facem, dă-i drum, dă-i bătaie. Și probabil că a avut și provocări din moment ce au durat lucrările mai bine de 15 ani. Da, a fost o chestie complicată acolo, bă, dar... Știi, păcat de frumusețea ei că acum plouă, știi? A trecut un an, dă un colo, un an și ceva. Nu sunt pătați doar pereții, că spui că domnule s-au pătat un pic. Nu, este afectată parțial. E drept deocamdată instalația electrică și mai trebuie menționat faptul că nu a fost perturbată activitatea grădiniței. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt în regulă. Dar așa cum spuneai și tu... Oana, dar și se agravează asta, că dacă astăzi picură un pic, mâine un pic, mâine un pic și că instalația electrică poate să crape și dai în altele, știi? Dar trebuie intervenit de acum să faci, că pe urmă și noi la Radio am avut într-o perioadă acolo cu vecini până am pus mâna de la mână și ne-am turnat la etajul 2 acolo, fiind ultimul etaj, smoală sau ce naiba s-a pus. Dar și pe acolo stăteam, l-am dat cu găleata, hai bă să punem ceva pe asta, stăteam și pe hol și se crapă urgent și pe urmă ai mai mulți bani de dat ca să repar decât dacă intervii la timp. Doamna Nuțu, directoarea acestei unități de învățământ, a refuzat să facă comentarii pe marginea acestui subiect și în același timp trebuie să informez pe telespectatorii noștri că am încercat să iau legătura cu domnul primar Ion Lungu în cursul zilei de astăzi pentru mai multe detalii cu privire... Știam că a revenit din concediu, eu așa știam. Nu am reușit, n-am reușit să află informații cu privire la garanția lucrării, pentru că mă gândesc că această clădire care a fost dată în folosință anul trecut, mă gândesc că ar trebui să fie în garanție. Nu știu câți ani e garanție. Păi a trecut, doi s-a ani dat... ar trebui. Doi ani, da, minim. Păi dacă în doi ani înseamnă că e, da, în garanție. Dar aveam nevoie, se... aveam nevoie de o confirmare oficială și pe parcursul zilei de astăzi nu am reușit să o obțin. Asta voiam să le mai transmit spectatorilor noștri. Discutam ieri, Sorin, la comentariul zilei despre faptul că domnul Gheorghe Flutur este din nou foarte activ pentru că se apropie două campanii electorale. De această dată a transmis informații presei și publicului de pe acoperișul Palatului Administrativ din Suceava, o clădire care a luat foc în luna martie a anului 2021 și care este în momentul de față, trece prin chinurile refacerii, lucrările au ajuns undeva la 70%. Am văzut că muncitorii au montat panouri solare pe acoperișul acestei, da, clădiri. În curând, Suceava, cred că asta e tendința, să devenim porțile de fier 3, că e porțile de fier 1, porțile de fier 2. Asta în continuare discuție pe care am avut-o ieri. Bă, că noi tot ne băgăm să producem energie. Toată lumea văd că face energie. Până la urmă, cred că așa, ăsta este viitorul, să avem toți pe bloc, pe casă, să avem panouri din astea. Și următorul pas este să ne punem noi panou pe cap. Adică nu mai purtăm pălării, batic, mergem la, nu mai mergi la biserică cu baticul. Când intri în biserică, te întreabă preotul, unde ți-i panou, mă? Întreabă, doamnă, unde-i fi panou? Care e panou, părinte? Ăla de pus pe cap.
Da, mai era o discuție legată de aceste panouri. Mi-aduc aminte că am făcut un interviu la un moment dat cu un specialist de la Universitatea Ștefan cel Mare pe această temă și vorbea despre eficiența panourilor și spunea că, domnule, Suceava nu este chiar cea mai eficientă zonă din punctul acesta de vedere. Aici e aducând discuție, critici, da, cu privire la parcul. E o discuție, dar acum primăriei Suceava zice ceva, toți au cu turma se merge. Au pus eoliene alea strap, pilaf, adică exact. Stau unii și plâng prin diferite țări că acolo dacă bate vântul bine, dacă nu aia e. Adică ce se va întâmpla? Adică și sistemul ăsta trebuie să aibă o continuitate, tu trebuie să trimiți în sistem o anumită cantitate de energie. Ce faci? Stai la mila, păi nu bate vântul, aia e și ce facem? Stai, ne uităm. Trebuie să ai surse alternative și de bază sunt energia asta pe cărbune, ai energia cu hidro, dar și asta, uite că acum este secetă, asta pe nucleară, dar trebuie să fie foarte bine securizată și așa. Dar nu cu asta cu eoliene și cu panourile solare, asta e din când în când. Hai să vedem, oare bate soarele, da, sau nu bate? Cine va răspunde în situația în care panourile solare nu vor reduce facturile la încălzire, da, sau de, la... Ei de redus reduc, dar e o discuție întreagă cu cum dai în sistem. Adică tu produci energie, tu dai în sistem și primul când o cumperi, tu o dai cu un preț și tu o cumperi cu un preț mai mare. Nu am aprofundat atât de mult chestiunea asta, dar la un moment dat s-ar putea să fie foarte multă producție de pastă de pe panouri solare și să nu mai facă față sistemul. Nu știu cum este reglementat. Nu știu dacă sistemul nostru poate să înghită. Cam văd toată lumea aș pune panouri. Tu o zici cu panouri. E la modă, e o modă. Eoliene, da? Stai că eoliene au la copii. Am văzut că au din aia căciulițe cu... Se învârte, aia e eoliană la copii, fac energie. Cu o mică elice, da. Să le se aprinde becul la tenis. Acum tot pune eoliene și e valul, a fost valul cu mașini electrice. Acum văd că stau zac, închid fabricile de mașini, pentru că nu mai cumpără mașini electrice lumea. De ce? Pentru că cu astea te tragi prin oraș, mergi la piață, la cumpărătura la târgul de vechituri, te-ai dus până la mol și pe urmă tragi mașina, o duci în casă, o bagi în priză, că nu mai merge, sau pentru că nu se mai dau subvenții, că înainte îți convenea să dea statul 30.000 de euro, mai puneai și tu 30.000 și îți luai mașina. Ama s-au redus și subvențiile. Asta altă chiflă cu mașinile electrice. Știi? Și da, asta cu ecologia, cu curentul ăsta, că se face în planeta verde și nu știu ce chestii și ei merg la... Ăștia care ne spun, ei merg cu câte un avion fiecare când se întâlne să pună lumea la cale și fiecare cu câte un avion, știi? Pe tine te pun să spui să reduci panou pe cap când mergi la biserică și la copil să-i pui eolian pe cap. Da, bun, sperăm să nu ajungem chiar acolo unde spui tu. Da, e bine că se termină odată palatul ăsta, că de la anul se fac 4 ani, nu? Da, înțeleg că va fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor și alte noutăți legate de această clădire emblematică a Sucevei sună cam așa. De exemplu, sala vitraliilor va fi folosită doar pentru festivități, iar sala Unirii va fi folosită doar pentru ședințe. Foarte dacă te frumos, interesa. Da. Dar eu merg și la festivități și la ședințe, doar mă interesa asta. Dar pe toți care se uită la noi, cred toți că interesează. Da, toți sunt interesați de... Consiliul Județean vor să facă eu mai am curiozitatea, dar dacă Gheorghe Fluturi nu ne-a chemat și pe noi cei ce din presă, ai? Dacă stai să termin cu Gheorghe Fluturi, nu ne-a chemat și pe noi cei din presă ca să îi luăm sincron pe acoperișul așa Palatului Administrativ, iarăși s-a filmat singur și a transmis informațiile. Eu l-aș fi întrebat dacă totuși au reabilitat această clădire emblematică, una dintre puținele clădiri istorice din acest oraș, dacă va fi deschisă, de exemplu, pentru public. E foarte important. A, să mergi să vizitezi? Bineînțeles. Dar ce să vizitezi? De ce să nu? Sala vitraliilor, de exemplu. No, da, acum, fiind o clădire istorică, trebuie păstrată arhitectura aia. Așa. Asta era în timpul lui Franz Cavalier de Lor sau când s-a făcut ea, erau panouri solare pe... Da, dar să știi că și aici este o întreagă discuție, că doar o parte din clădire este istorică, inclusă da în doar fațada din până față. La panourile și până solare, la, până, exact, exact, ce până este... acolo, de aici nu mai este istorică. De ce? Și da. Punem panouri solare. Dar clădirile frumoase din orașele mari, inclusiv primăriile, orașele mari, capitalele din Europa, sunt deschise publicului larg.
Adică dacă nu putem vedea primăria municipiului Suceava pentru că nu ai ce să vezi acolo, măcar în Palatul Administrativ. Dar ce putem să vezi? Sălile alea două? Dar cine ar fi interesat? Unde? În... Păi nu știu, mai erau oameni. Înainte să se producă incendiul din 2021, să știi că au fost, m-am întâlnit cu oameni care treceau prin fața Palatului Administrativ și se întrebau care este istoria acestei clădiri. Am stat eu de vorbă, eu personal am stat de vorbă cu astfel de persoane care erau curioase să afle informații despre Palatul Administrativ. Când te întâlnești domnul Frutur, zici să-ți dea din aia legitimație, faci ghidare. Așa, dar de ce eu, Sorine? Păi de ce eu? Ești interesată. Păi, eu sunt interesată, dar ar trebui să fie și angajații Consiliului Județean, care sunt plătiți foarte bine, da, cu salarii de, fapt, de 10.000 de lei. De ce să mă duc eu să le iau? Ai dreptate, cu unii au timp pentru că nu chiar foarte mult timp la discuție. Nu, dar tu ești entuziastă, eu de azi zic dar uite, că poate, să fii. Da, dar uite, ar putea să meargă chiar domnul Flutur, pentru că el e foarte talentat când explică și explică cu foarte multă pasiune, da, poate chiar cu mai multă pasiune decât explic eu acum. Oana, tu pe ce lume trăiești? Pe, în cea, cred că cea de... Păi da, la anul, pe vremea asta, nu mai e Gheorghe Frutur președinte de Consiliu. Am înțeles. Da, voi vorbi atunci cu domnul Șoldan. Să fac el ghidaj. Că, da, el e priceput pentru că el face ghidaj pentru primarii în București când merg la semnal hârtii. Că îl văd, apare cu... El își bagă capul în toate pozele. N-are nicio treabă. El e ca Gheorghe Frutur. El critică pe Gheorghe Frutur, dar domnul Șoldan, Gheorghe Junior, că e Gheorghe Senior Frutur și Gheorghe Junior Șoldan, el face același lucru. Adică Gheorghe Frutur nu merge la București să pozeze acolo, că na, are și o statură, să zic așa, dar se pozează proiectele pe la primărie, știi, că omul e pe asta și cu aia la altă. Și Gheorghe Șoldan e la București, el însoțește primar. Ce caută el acolo? Cred că primarii ai noștri la țară n-au mai fost la București și el îi ghidează. Deci face ghidaj ca să-și bage căpșorul în poță și mă, o să facă ghidaj la Consiliul Județean. Deci pentru că are deja experiență, am să iau legătura cu el și am să vorbesc cu el. Da, este o idee foarte bună. Da, trebuie să fac un antrenament intensiv să știe ce să spună despre clădire. Că așa în București duci pe om de la gară până la Ministerul Dezvoltării ușor. Dar aici dacă duci omul, trebuie să-i și explici. Uite aici e sala aia, acolo e sala aia. E un pic de treabă, da. Până atunci, însă, Sorin, mai este destul timp și mă refer până în momentul în care va prelua George sau Gheorghe, nu știu, sigur. Mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava. Trecem acum la un alt subiect, Târgul de Toamnă, produs în Bucovina și a deschis porțile pentru publicul larg. Este un eveniment care a căpătat deja tradiție și a fost organizat anul acesta în centrul municipiului Suceava. Da, acolo sunt, am fost la fața locului. Fost așa, am mai fost și la mall. Păi da, zi-mi tu ce să spun eu, că tu ai fost la târg. Să-ți povestesc ce am văzut eu la târg. Zici, prețurile foarte mari sau? Prețurile nu mi s-au părut foarte mari, în schimb mi s-au părut chiar în regulă pentru târg, poate un pic mai piperate față de cele din piață. Din piața mică sau din piața mare din municipiul Suceava, dar m-am așteptat sau m-aș fi așteptat la un număr mai mare de producători prezenți. M-am uitat după cei care vând balmoși și nu erau, de exemplu. Vrei să mănânci balmoși sau numai te-ai uitat după uitat după ei, că sunt într-o perioadă în care nu pot să mănânc balmoși. Asta vreau să spun, că nu e prea sănătos, lasă, bine că n-am uitat altceva. Da. Dar în schimb am văzut... Dar aveau colaci în ăștia secuiești, ungurești, ăștia sunt nelipsiți. Am văzut, da. Și am văzut mulți producători de mere și oameni care aveau și cunoștințe cu privire la ceea ce vindeau. Must era? Era și must, da. Au să mergi să iau. Da. Rachiu? Era. Da, din astea pe gem parte, de prune, da. era. A, bun, gem de prune și aveau brânzeturi. Erau. Deci e bine, și meșteri populari. Și costume tradiționale, măști tradiționale, pentru că sunt și meșteri populari, nu doar producătorii locali. Da, Oana, dar așa e de o defilare seara, cred că o mai pui ceva în plasă, dacă nu e prea scump, mai bei o must. Mai e un colac secuiesc de la noi din Bucovina. Da, târgul de aici din Bucovina, da. Târgul produs în Bucovina, târgul de toamnă produs în Bucovina va fi deschis până duminică, da, inclusiv în centrul municipiului Suceava, repet, intrarea este liberă, nu mai e vremea să țină cu cei care participă. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, comentariul zilei a ajuns la final. Numai bine!
Muzeul de istorie Siret, Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, va găzdui în perioada 26 septembrie-26 octombrie o expoziție de radiouri vechi restaurate, intitulată Pe unde retro din istoria radioului. Evenimentul, care se desfășoară cu sprijinul Muzeului Național al Bucovinei, Rotary Club Suceava Cetate și Primăria Siret, marchează un moment important înainte de deschiderea viitorului muzeu al radioului în Siret. Deschiderea expoziției va avea loc joi, pe 26 septembrie 2024, la ora 15. Este cea de-a treia expoziție organizată de doctorul inginer Florin Procopie Gușul, un pasionat colecționar de echipamente radio. Vizitatorii vor putea admira aproximativ 50 de piese din vasta colecție personală a acestuia, fiecare restaurată cu atenție și purtând o poveste aparte. Radiourile sunt mai mult decât simple obiecte tehnice. Ele reprezintă legătura noastră cu trecutul, cu vremuri în care undele radio aduceau lumea în casele oamenilor, a declarat dr. inginer Gușul. Expoziția oferă o perspectivă asupra evoluției tehnologiei radio și a rolului său esențial în comunicare de-a lungul decadelor. Evenimentul, realizat în parteneriat cu instituții locale și naționale, este dedicat conservării și promovării istoriei radioului, fiind adresat atât pasionaților de tehnologie cât și publicului larg. Expoziția contribuie la valorificarea patrimoniului tehnologic și cultural al zonei, deschizând calea pentru viitoarele proiecte de conservare și educație în domeniul tehnologiei radio. CSU Suceava va juca sâmbătă de la ora 17:30 pe terenul echipei CSM Vaslui într-un meci din etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Sucevenii au câștigat ultimele trei întâlniri oficiale cu vasluienii. CSU Suceava va juca sâmbătă de la ora 17:30 pe terenul celor de la CSM Vaslui. Meciul contează pentru etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu speră să obțină prima victorie în deplasare de la startul actualului sezon, mai ales că a câștigat ultimele trei întâlniri oficiale cu gruparea vasluiană. Eu zic că am început cu dreptul, am câștigat cu Steaua. La CSM cred că puteam scoate mai mult, din păcate în ziua aceea n-am putut și cu Făgăraș cred că ne-am descurcat ok. Știu că e o echipă tare, au un public foarte înfocat și cred că îi va ajuta. Au făcut un rezultat bun acasă și cu CSM-ul și cred că va fi un meci foarte tare, dar cred că putem să le facem față și să facem o figură frumoasă. Am făcut vizionări, cred că la 9 metri sunt tăricei. Au și un lot destul de numeros și cred că ăsta e punctul lor forte. Pot să spun că suntem mulțumiți. Se putea mai mult, într-adevăr, dar la CSM consider că am avut și puțin ghinion. Puteam obține mai mult, măcar un egal. Dar, per total, eu zic că este ok și suntem pe drumul cel bun. Noi mergem acolo, clar, la victorie, să obținem cele 3 puncte. Știu că Vaslui anul ăsta s-a întărit un pic. A avut anul trecut un sezon puțin mai slab, poate, dar cred că anul ăsta vor arăta altfel. Dar noi mergem acolo doar cu gândul la victorie. Îi cunoaștem foarte bine. În mare parte au, ca și noi, un nucleu de 3-4 ani de zile. Și în ultimul an pot să zic că am fost peste ei și sper să continuăm pe același drum și să ne întoarcem cu victoria de la Vaslui. Toți băieții sunt apți de joc și doar nici de o nouă victorie. Ne așteaptă un meci greu. Mereu au fost meciuri echilibrate între noi și cei de la Vaslui și ne așteptăm ca și sâmbătă să fie la fel. Vom da totul pe teren pentru că suntem conștienți că rezultatul va depinde foarte mult de forma de moment a echipelor și vom da totul pe teren pentru a aduce cele 3 puncte la Suceava. În cadrul etapei a patra din Liga Zimbrilor se vor mai disputa următoarele meciuri: Steaua București, CSM Constanța, CSM Odor Hiu Secuiesc, Politehnica Timișoara, CSM Bacău, CSM Focșani, HC Buzău, Dinamo București, CSM Făgăraș, Potaisa Turda și CSM București, Minaur Baia Mare. Stadionul Unirea din Suceava va găzdui sâmbătă un interesant cuplaj rugbistic. CSM Suceava va juca cu CSM Constanța de la ora 11, iar de la ora 13:30 va începe meciul dintre RC Gura Humorului și CSM Galați. Cele două partide contează pentru etapa 10-a din Divizia Națională de Seniori.
La finalul acestei săptămâni începe returul Diviziei Naționale de Seniori la rugby. În cadrul etapei a 10-a, CSM Suceava va primi vizita echipei CSM Constanța, iar RC Gura Humorului va întâlni CSM Galați. Ambele jocuri se vor disputa sâmbătă pe stadionul Unirea din Suceava. De la ora 11 va începe meciul CSM Suceava-CSM Constanța, iar de la 13:30 cel dintre RC Gura Humorului și CSM Galați. Iată ce a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marcel Crățuleac. Așteptăm iubitorii rugby-ului pe stadionul Unirea pentru că avem nevoie de susținerea lor. Pornim cu șansa a doua, însă la noi acasă am făcut întotdeauna meciuri bune. Sper să ne țină bateriile până la finalul celor 80 de minute de joc, a declarat Marcel Crățuleac. La jumătatea campionatului, RC Gura Humorului ocupă locul 3 în Divizia Națională de Seniori, cu 27 de puncte, iar CSM Suceava se află pe locul 8 cu 6 puncte. Liga a 3-a de fotbal programează la finalul acestei săptămâni meciurile din cadrul etapei a 4-a. Șomus Fălticeni va primi vizita Științei Miroslava, Bucovina Rădăuți va juca pe terenul celor de la USV Iași, iar Șoimii Gura Humorului se va deplasa la Vaslui. Șomus Fălticeni este singura echipă suceveană care va juca pe teren propriu în etapa a 4-a din Liga a 3-a. Formația antrenată de Daniel Stoica va înfrunta sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Constantin Jamaischi Știința Miroslava, una dintre contracandidatele la un loc de play-off. De la aceeași oră, Bucovina Rădăuți va juca pe terenul penultimei clasate USV Iași, în timp ce Șoimii Gura Humorului se va deplasa în fieful celor de la CSM Vaslui. În seria 1 se vor mai disputa meciurile FC Bacău, Ceahlăul 2 Piatra Neamț și Gloria Ultra Rohoi, CSM Bacău. La finalul sezonului regulat, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar ultimele 6 vor participa în play-out. Piesă de teatru, meciuri sportive, ateliere și multe altele, toate într-un singur weekend. Dalia v-a pregătit o selecție specială de activități pentru acest sfârșit de săptămână. Începe rubrica Planuri de weekend. Bine v-am regăsit, sunt Dalia și vă invit la Planuri de weekend, rubrica de vineri cu cele mai interesante activități pentru un sfârșit de săptămână memorabil. În zilele de 21 și 22 septembrie, la Shopping City Suceava, va avea loc un târg de activități extrașcolare intitulat Planeta Pasionaților. Sâmbătă 21 septembrie, de la ora 11, pe stadionul Unirea din Suceava, va avea loc meciul de rugby masculin din cadrul Diviziei Naționale de Seniori dintre echipele CSM Suceava și CSM Constanța. Tot sâmbătă, între orele 14 și 16, Iulius Mol Suceava va organiza 2 ateliere de creație pentru copii. Sâmbătă, de la ora 17, pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni, va avea loc meciul de fotbal masculin din cadrul Ligii 3, seria 1, între echipele ACS Șomuz Fălticeni și CS Știința Miroslava. La Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava va avea loc spectacolul Occident Express Ro, care poate fi vizionat sâmbătă seara de la ora 19. Duminică, 22 septembrie, de la ora 11, pe stadionul Aren din Suceava, va avea loc meciul de fotbal masculin din cadrul Ligii a 4-a Interconti dintre echipele Asociația Clubul Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava și Clubul Sportiv Zimbrul Siret. Și tot duminică, pe data de 22 septembrie, de la ora 19, Teatrul Municipal Matei Vișnec din Suceava vă invită la spectacolul Pisici 2. Acestea au fost recomandările pentru acest weekend. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept vinerea viitoare cu noi sugestii. Până atunci, vă doresc un weekend minunat. Sunt Dalia, numai bine! Știrile intermedii au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Narcisa Marian, numai bine! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz.